Doamna Ana a întrebat pe anemona dacă este supărată. Anemona a zis că nu, a stat în balansoar și era să doarmă. Și doamna Ana a întrebat dacă este supărată că n-a plecat acasă, pentru că și Irina este supărată. Anemona a zis că și ea, dar dacă ar sta așa, i-ar fi mai rău să stea supărată. Apoi am văzut-o pe Simona și Cătălina, care erau alături de Irina. Irina era supărată afară și ofta, spunea Simona că îi cunoaște oftatul ăsta și Irina zicea nu mai îmi suportă oftatul că mă aude și seara când mergem la culcare. Simona spunea Cătălinei că seara în cameră Irina oftează în pat și își troznește mâinile de nervi, strânge degetele și îi zicea Cătălinei că îi cunoaște și respirația Irinei când nu poate să adoarmă și este nervoasă. Și îmi spunea că suflă, oftează în pat. Irina povestea că aseară a deranjat-o și un țânțar și că i-a dat așa cu mâna să plece. Țânțarul s-a întors mai tare la ea să o ciupească și Irina zicea că și țânțarii au devenit agresivi aici. Apoi spunea Irina, le zicea fetelor, o să mă auziți că vorbesc seara singură în balansoar. Simona i-a zis, stai liniștită că eu fac asta tot timpul. Cătălina i-a zis că și a luat-o pe aici după veverițe aseară prin curte. Și Irina a început să plângă, șterge lacrimile și Simona îi zicea că ar trebui să se elibereze de starea asta care o are, dar nu prin plâns. Și Irina a întrebat-o, dar cum?